Unde ne aflăm acum, domnul Costel? De aici începe istoria domnului Enache. Din această... Colungul filmului care da? Este. Asta a fost prima crescătorie. Aici au fost primii pui. Aduși acasă, nu? 2007, da, da, da. Vedeți că este un pic... A fost la început, e un pic mai joasă. Da. Și... Nu contează, asta e... Dar, dar e la fel aici, de ordine și aici, curățenie, da. Vedeți, dumneavoastră, aici au ieșit campioni amândoi. Deci de la, de la zborul la natura. Da, da, din, da, din această crescătorie. Domnul Damianu are cu fosta campioana antitră, ca să spun așa, da, în 2013. Ce ne puteți spune despre domnul Damian? Tatăl este Var Vandale, pe linia lui Little Blixen, din Blixen de la Gavilan de Navel. Și femeia este de la domnul Bizrianu Nicu. Da. Da. A avut 4.72. Campioană națională la maturi, viteză. Foarte frumos. Femeie foarte, foarte, foarte bună. Câte locuri a avut? 4 locuri, dar locul 1 pe mașină, nu? Da. Și satisfacția mare este că am jucat cu grupare din București, cu domnul Cocoș, cu domnul Sandu Cazacu. Da. Anul trecut am deci a fost o concurență acerbă, nu? Ei, așa la noi între... Ei am făcut... A făcut performanța. Lomița, da. Și aici hotărâse să joace la un moment dat domnul Enache, având porumbei de fond și maraton, hotărâse să joace la fond și la maraton. Dar dânsul este un pic mai așa, mai fără răbdare. Mai mamos pentru porumbei, mai sufletist față de noi. Cu răbdarea în pioneze. Da, da, mereu. Și nu poate să aștepte el la fond, la maraton. Da, după porumbei, porumbei de fond și maraton are. Aveți. E da, da, ăla de Chenoa, de la Erinimbur. Celebru de fond. Însă... Am și zburat fondul din da, Genoa da, acum 2 ani, da. Avându-i da, mașcul, zburați. După ce o să mai câștigați trofee la nivel național, la viteză de mi-fond în următorii ani, pentru că eu sunt convins că o să mai obțineți, o să treceți și la sigur, categoriile da, mai e, grele, e, să zic așa, mai lungi. Asta, adică să faci și generalul, să sigur, faci și fond da, și maraton. Deja din acești 72 de porumbei, jumătate sunt fondiști. Sunt adică, fondiști, da, avem însă, jumate. Spus, după cum v-a spus domnul Enache mai devreme, suntem nemulțumiți un pic că ne-au repartizat cu Tulcea, Brăila, Constanța, la fond și maraton. Și naționalul de Golda participă și Vrancea. Totuși e prea mult. Cât aveți în spatele Vranciei? Păi... Noi la Focșani avem 130 de kilometri. Da. Și la maraton, bun, se poate, dar nu se poate. Mai ales că ei sunt zburători de fond și maraton. Da. Și suntem un pic supărați. Zboară câțiva de la noi din grupare, la fond. Însă sperăm anul viitor să, să zburăm cum am zburat dintotdeauna cu București. Da. Noi totdeauna, de când s-a înființat aici primul club, prin anii 70, la Slobozia, s-a zburat numai cu Bucureștiul. Acum, știți cum e, fiecare asociație, fiecare crescător, fiecare club își face strategia. Nu exact, poți să te duci la luptă că da, trebuie să câștigi, că tu ai porumbei. Nu se poate. Și porumbelul ăsta are limita lui și nu poate să o depășească. Într-adevăr. Asta e situația. Nu, și e bine ca de obicei regiunile și zonele de zbor să... Să fie împărțite corect. Să fie împărțite corect și de comun corect acord. Și de comun să acord, să nu fie impus nimic, pentru da, că... Da, 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 da. Noi putem să mărturisim că nici n-am participat la protocolul făcut aici. Constanța, Brăila, Călăraș, pentru că nu ne-a convenit lucrul ăsta. Da. Însă nici nu suntem împotrivă, băieții s-au dus, au zburat. Deja săptămâna viitoare zboară al treilea fond și maraton.
porumbeii de aici se prezintă la fel de bine. Se prezintă bine, da? Într-adevăr. Se prezintă bine, au... Odihniți să văd că sunt porumbeii recuperați. Porumbeii sunt reținuți la modul cel mai serios. În da. Mâncarea cea mai bună. Produsele care le folosește aproape de din primul an. Cu mici excepții care au apărut noutăți acum, dar una peste alta, mâncarea și întreținerea lor e... Fără reproș. Indubitabil, fără reproș, da. Altfel nu poți să faci performanță. Bine, acum fiecare vede în felul lui columbofilia, însă când intri într-o crescătorie, eu am un motto. Mi-ar place să stau în crescătorie la costum. Adică condițiile create că nici noi ca oameni nu putem să stăm, să dormim în mizerie, să într-adevăr. Altfel nu poți să faci performanță. Una peste alta, să știți că nu s-au pierdut mulți porumbi. Asta vreau să vă zic, da. Da. Aproape lotul nostru. Sunt puțin. E aproape complet, da. Vreo 200 a început anul ăsta la concurs. E adevărat că s-au pierdut probabil 25-30, dar la un număr numeric așa de mare, după 6 etape, 3 etape de Suceavă, știți foarte bine cum da. Au fost etapele până acum, da. Cum au fost etapele, da? Însă noi, cum vă spunea și domnul Enache, ne interesăm foarte mult. Chiar dacă împotriva unora dintre membri mai amânăm sau mai amânăm cu o zi, două, vrem să le dăm drumul în regulă la porumbei. Cine e mai bun să câștige? Nu vrem să dăm drumul în ploaie cât mai devreme sau cât mai târziu. În condiții... Porumbei, dacă da. Nu sunt dați drumul în condiții ideale, nici nu pot să vin. Din ce m-am uitat eu, avem etape care am avut cea mai mare viteză din țară, metri pe minut. Pe mine, ca și lansator, ca și tehnic, mă bucură treaba asta. Într-adevăr, și oamenii când văd că etapele sunt reușite, cu lansări bune, cu sosiri da, bune, dă un pic de... cu pierderi minime, vă apreciază avânt, și da. Dă un pic de avânt. Le dă și încredere. Încercăm, știți cum e, și cu organizatul și cu toate lucrurile astea, încercăm să, că sunt oameni cu bani care dispun de bani și investesc, însă treaba trebuie făcută și ca organizare, să ai o grupare. Da, într-adevăr, nu depinde numai trebuie și oameni care să ai concurență, că altfel concurența, după părerea mea, naște campion. De altfel, dacă ți alegi oamenii care... n-au porumbei și nu faci nimic. Da. Trebuie să ai o concurență solidă ca să poți să faci ceva. Și valoarea porumbelului e cu atât mai mare? Cu atât mai mare, da. Cu adică cât rezultatele au fost obținute în... De aceea vă spun că anul trecut am zburat în ultimii 3 ani cu Bucureștiul și ne-a ridicat un pic valoarea pentru că, na, jucând cu ei... Crescători de valoare. Crescători de valoare, s-a ridicat un pic valoarea și porumbeilor noștri. S-au câștigat la nivel național de la noi 3 cupe anul trecut. Locul 1, locul 2 și locul 3. Da? Da. Ceea ce nu s-a întâmplat performanța asta la viteză la noi. În afară de domnul Bizeianu când în trecut. Când participă. Când pune accent mai mult pe viteză. 2007-2008 îmi place, da. Pentru că trebuie să recunoaștem că e o concurență mare la PCPR. Ăsta e adevărul. Una peste alta sunt pregătiți pentru etapa de mâine. Sunt, arată așa, într-adevăr. Suceava 4. Să vă pregătiți de rezultate. Avem 300, aproape 70 de kilometri. Am găsit o locație bine. Un punct de lansare bun, da? Da, da, da. Pleacă bine de acolo. Porumbeiul a venit super de bine. Le-am dat drumul la etapa trecută la ora 6 și la 9 și 7 minute. Intra primul porumbel în Slobozia.
o viteză de 1900 și... Da. Și fără vânt avantajos, cum a fost sâmbătă. A fost ceva vânt din spate, dar nu așa de tare cum a fost sâmbătă. Da.